Începând de luni, 26 februarie, Consiliul Județean Timiș demarează lucrări suplimentare de amenajare a două sensuri giratorii provizorii amplasate pe DJ-595 din localitatea Giroc. Este vorba de intersecțiile dintre Calea Timișoarei cu Bulevardele Aviației Soarelui și cu străzile Jupiter și Neptun. Intervenția va dura cel mult 15 zile. Pentru că deservește o localitate foarte importantă, Calea Timișoarei din Giroc reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean. Acesta a fost motivul pentru care anul trecut am agreat la solicitarea primăriei Giroc să intervenim pentru salvarea de vieți omenești, numărul de accidente înregistrat pe drumul județean fiind unul în creștere. Soluția înaintată atunci către Consiliul Județean a fost introducerea a patru sensuri giratorii provizorii. Din păcate, acestea au îngreunat inacceptabil de mult traficul deoarece au anulat câte o bandă pe sens. Intențiile noastre au fost cele mai bune, am vrut să facilităm accesul locuitorilor din cartierele noi către artera principală, însă după monitorizarea și analizarea traficului a devenit clar că nu putem lăsa lucrurile așa. În consecință, am gândit o variantă în care să păstrăm ideea inițială, dar să fluidizăm circulația. Închidem două giratorii provizorii și le lărgim la două benzi pe cele rămase. Totodată, insist pentru accelerarea de către primăria Giroc a asfaltării unor rute alternative pentru Calea Timișoarei. Girocenii merită și cei din vatra localității și cei care locuiesc în cartierele noi să se bucure de o infrastructură potrivită asigurată de administrația locală, a spus Alinica, președintele CJ Timiș. Pentru fluidizarea circulației s-au ales următoarele soluții tehnice. În cazul giraților cu strada Neptun și Bulevardul Aviației, se va trece la două benzi de circulație cu o lățime de 3 metri. Cele două mini-girații cu strada Jupiter și Bulevardul Soarelui vor fi desfințate, urmând să se revină la starea inițială a drumului fără separatoare. În privința intrării către stația ISU, de pe partea stângă a DJ-595, pe carosabil se va trasa hașura de oprire interzisă.